localitatea timișeană Rudna, o plantație de lavandă își deschide an de an porțile. Levântica Fest este evenimentul organizat de tinerii soți Roxana și Alexander Degianski, doi ingineri agronomi care au investit într-un lan de lavandă de-a dreptul spectaculos. Ne aflăm în Rudna, nu în Provence, deși este o imagine exact cum vedeți pe câmpurile din Franța. Eu sunt Roxana Degianski, sunt gazda acestui eveniment și împreună cu soțul meu am organizat aici un festival al lavandei, unde vă așteptăm cu mare drag să vă relaxați, să culegeți, să vă simțiți bine într-o atmosferă de poveste. Acum 5 ani am început să cultiv lavandă. Acesta este al treilea an în lanul acesta mare. Am început pe o suprafață mică, ne-am îndrăgostit de această cultură și de produsele pe care le facem, așa că am decis să ne extindem. Povestea plantației parfum de lavandă are un început romantic, după cum își amintește proprietara afacerii. Într-o primăvară de 8 martie, în loc să vină la mine ca oricine cu un buchet de flori și o ciocolată, m-a adus aici pe câmp și mi-a spus că ăsta este hectarul pe care o să plantăm cultura mea de lavandă. Deci, în loc de o floare, am primit un hectar de flori, un hectar jumate de flori de lavandă și el m-a sprijinit în toți acești ani, împreună cu el, chiar dacă eu tot spun este cultura mea și eu mă ocup de ea, așa este, dar întotdeauna fără sprijinul lui nu aș fi reușit să fac și să realizez ceea ce am până acum. Afacerea cu lavandă nu este dificilă dacă stăpânești tehnologia de cultivare a tufelor aromatice. Plantele au nevoie de îngrijire aproape tot timpul anului, iar succesul se sădește cu multă grijă într-un sol pregătit. Pentru cei care își doresc să înceapă și ei o cultură de lavandă sau aveți câteva tufe în grădină, în curte, pentru că sunt foarte mulți care mă întreabă, aș vrea să vă explic un pic pașii de la înființarea culturii până la recoltat. Astfel avem butașii de lavandă pe care trebuie să-i plantăm într-un teren foarte bine drenat, dacă se poate cu o pantă să aibă terenul, dacă nu este suficient să fie un teren nisipos care să dreneze apa. După ce se fac lucrările de pregătire, adică un scarificat sau un arat adânc, pregătim butașii pentru plantat la o distanță de 35-50 de centimetri între tufe și un metru, un metru jumate, doi, cât ne dorim, în funcție de cum vom lucra cultura, mecanizat sau manual, pe rând. După aceea, în primul an, nu vom lăsa florile să înflorească, deși cu toții ne dorim să avem flori cât se poate de repede. Eu vă recomand să nu le lăsați, pentru că ne dorim să dezvoltăm și tufa să aibă o coroană bogată și anul viitor vom lăsa și flori și vor arăta foarte frumos. În primul an trebuie să menținem foarte, foarte curată de buruieni cultura, pentru că este sensibilă la îmburuienare, iar în primii 2 ani de viață este foarte bine să fie irigată. Noi aici avem un sistem de irigare cu picurare, dar pe suprafețe mai mici se poate uda și cu un furtun simplu. Irigarea face diferența. La noi în cultură sunt 98% din plante prinse, nu avem goluri în cultură. În al doilea an putem deja să lăsăm florile și să ne bucurăm de o cultură așa cum vedeți aici. Momentul recoltării lavandei este întotdeauna ales în funcție de destinația florilor. La Rudna, Roxana Degianski monitorizează atent plantația pentru a stabili exact ziua și ora când va culege aurul mov. Dacă vrem pentru buchete, aceasta este perioada perfectă, la când încă florile nu sunt deschise și vedem boboci pe tija florală, iar dacă ne dorim lavanda pentru ulei esențial, atunci trebuie să lăsăm florile până când cel puțin 75%, dacă nu mai mult, au înflorit. Vedem flori, 75% din florile de pe tijă deschise, atunci a acumulat cel mai mult ulei esențial și este bine pentru a fi recoltată. Noi aici o recoltăm mecanizat, avem o combină cu care lucrăm
Și după ce am recoltat-o, imediat în aceeași zi o ducem la distilerie. Distilăm și obținem uleiul esențial și apa de lavandă. Ce mai puteți face acasă? Mai puteți scutura florile uscate și să le puneți în săculeți. De asemenea, puteți păstra peste iarnă buchete de lavandă uscată și să faceți diverse produse de relaxare, cum ar fi perinuțe, săculeți și păstrat în casă. După distilat, după ce am obținut uleiul esențial și apa, începem să facem produse. Eu am o gamă de produse destinate întreținerii corpului, cum ar fi un exfoliant, o cremă de corp, un unt de corp, o sare de baie, ce mai avem, săpun și tot felul de aranjamente florale. Noi am început cu o suprafață mică în grădină de testare și atunci am achiziționat și un distilator artizanal cu care am făcut primul nostru ulei, de care eram atât de mândră, nu vă pot spune. Acum, pentru că avem o suprafață mare și distilatorul nu mai face față, floarea, după ce o recoltăm, o încărcăm în tir și o ducem la o distilerie de capacitate foarte mare. Acolo este cineva care ne distilează și noi venim acasă cu produsul gata prelucrat. Uleiul este esențial pur, nu îl diluăm, așa îl comercializăm, iar din el puteți să faceți tot felul de produse, inclusiv ulei de masaj, care toată lumea îl apreciază și este o mare greșeală aici. Foarte multă lume consideră că poate să facă masaj cu uleiul esențial exact așa cum este, din sticluță pur, dar el nu se folosește pe piele, este foarte periculos. Vreau să subliniez asta, este foarte periculos să folosim ulei esențial pur pe piele. El arde pielea, stimulează tot felul de ganglioni, care noi avem mai ales aici în zona tâmplei. Nu este ok, dar este foarte bine să folosim pe piele diluat cu un alt ulei gras. Orice fel de ulei, de floarea soarelui, de măsline, de, dacă vrem, de cocos, orice fel de ulei avem în casă gras, putem să folosim pentru masaj, este foarte bun. Dar niciodată ulei esențial pur pe piele. Lavanda reprezintă o afacere de nișă în România, iar pentru familia de Gianschi, cultura este în primul rând pasiune. Specializați mai ales în cultura mare, cei doi ingineri agronomi recunosc că plantația de la Rudna le oferă în primul rând o satisfacție sufletească și multă liniște. Foarte multă lume mă întreabă dacă s-a transformat într-un business. Nu pot spune că profitul există și că pot trăi din treaba asta, este încă la stadiu de pasiune, dar produsele sunt apreciate, există cerere pentru ele, lumea apreciază foarte mult cultura de lavandă și să vină aici, însă nu aș recomanda nimănui să înceapă acum o cultură de lavandă pe suprafețe mici. Deci, pe suprafețe mici nu există profit, nu există nicio șansă să trăiești din treaba asta. Dacă vă gândiți să vă înființați o cultură de lavandă strict pentru plăcere, o puteți face și la dumneavoastră în grădină, și în curte, oriunde, exact așa cum am început și eu. Dacă doriți să plantați lavandă ca sursă de venit, vă recomand să începeți undeva la peste un hectar, două hectare de lavandă. Investiția nu este foarte mare, dar se amortizează în câțiva ani dacă există desfacere. Acum trecem printr-o perioadă destul de grea cu uleiul esențial, nu prea există cerere, dar să sperăm că o să se remedieze și o să revenim la perioada ce a fost înainte de pandemie și război și toate neplăcerile ce sunt acum.
Nu știu câți bărbați se pot mândri că au oferit soțiilor lor zeci de mii de metri pătrați de flori. Acesta este munca ei întru totul. Mă bucur că sunt căsătorit cu astfel de femeie și care este dispusă să facă lucruri atât de frumoase și până la urmă să îmbucure partea cealaltă agriculturii, pentru că agricultura până la urmă este o meserie a bărbaților în mod covârșitor. Putem vedea aici că și partea feminină este bine reprezentată. Și dacă ar fi așa o concluzie eminesceană, pot spune că în stânga avem epicul și în dreapta avem liricul.